Am revenit, doamnelor și domnilor, CSM Secția de Procurori a dat aviz negativ în ceea ce privește revocarea lui Augustin Lazăr. Gabriela Mihai are detalii. Bun găsit, Gabriela! Bun găsit, Secția pentru Procurorii a Consiliului Superior al Magistraturii a dat un aviz negativ în cazul revocării lui Augustin Lazăr, procurorul general, cu un vot de 5 la 1. Practic, singurul vot pentru un aviz pozitiv a fost cel al ministrului Justiției, Tudorel Toader. Iată așadar că cei doi au mers astăzi în secția pentru procurori pentru a-și prezenta argumentele pro și contra acestei propuneri de revocare și în timp ce ministrul Justiției i-a reproșat lui Augustin Lazăr că de-a lungul timpului iar fi luat apărarea fostului procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța-Chiove, și atunci când a venit cu propunerea de revocare, Augustin Lazăr, în replică, a susținut că acest raport de evaluare este mai degrabă un eseu, pe alocuri chiar pamflet, și, desigur, îl consideră nelegal. Tocmai de aceea ne reamintim că Augustin Lazăr a și contestat raportul de evaluare la Curtea de Apel Alba Iulia, acolo unde se va judeca mâine solicitarea procurorului general Augustin Lazăr. Așadar, vorbim despre un aviz negativ, însă, mare atenție, el este unul consultativ și acest lucru l-a menționat inclusiv ministrul Justiției Tudorel Toader în această ședință de astăzi. De mai multe ori chiar spunea că ar fi fost mai bine ca acest aviz să nu existe. Pe de altă parte, nu va ține cont de avizul procurorilor secției din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, iar atunci când va primi și motivarea avizului în negativ, adică pe 21 noiembrie, ulterior ministrul Justiției va trimite propunerea de revocare președintelui României, Klaus Iohannis, cel care de altfel va fi ultimul care va lua o decizie în această propunere de revocare. Vom vedea așadar care va fi decizia luată de președintele României, Klaus Iohannis. Totuși, spunea președintele României săptămâna trecută că va ține cont inclusiv de decizia magistraților Curții de Apel Alba, acolo unde spuneam că Augustin Lazăr a contestat acest raport de evaluare și propunerea de revocare făcută de Tudorel Toader. Da, sper că atunci când vom vedea care va fi decizia, nu-i așa, să nu fie pe toc B1 de la ora asta, toc 1 pe B1. Nu de alta, dar Fonfleo dintre ăștia doi a ajuns la orice suportabilitate. Revenim însă la lucruri care ne dor și ne dor foarte tare pe noi ca țară. Spuneam, baba se piaptănă și face cexuri, care de remania guverne, are de plătit poliție prin PSD și răstimpul României se îndreaptă către sapă de lemn. Ei bine, cu siguranță, doamnelor și domnilor, fiecare dintre dumneavoastră s-a trezit în cutia poștală cu factura la energie electrică. Atenție, urmează cea de la gaze. Și poate v-ați cutremurat și n-ați văzut foarte bine ceea ce se întâmplă. Ei bine, am devenit țara cu cea mai scumpă energie electrică și cea mai mare factură la gaze, mai mare ca în Germania. Față de anul trecut, minim 30%, între 20 și 30% s-a scumpit această energie electrică și vreau să înțeleg și eu de ce, că pur și simplu nu-mi dau seama. Chiar suntem vaca de mulți a șmecherilor. Întrebăm pe domnul Tudor Popescu, expert în energie. Bun găsit, domnule Popescu. Bună ziua. Explicați-mi și mie, chiar suntem proștii proștilor, pe bune. Deci mie mi-a venit 270 de lei curentul electric. Nici măcar n-au măsurat contorul, pur și simplu. S-au gândit ei așa, pe capul lor. Nu, pe bune, domnul Popescu, cum Dumnezeu am reușit să se mărească tariful la energie electrică cu 20% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut? Care e mecanismul, să înțeleg eu? Este foarte simplu. Ia la nivelul absolvent de liceu. Toată lumea știe că managementul performant înseamnă activitatea prin care coordonezi acțiunile pe care depind de tine, astfel încât să ieftinești, adică să eficientizezi activitatea gestionată de tine ca manager, condiții în care fiind eficientizată, ea e mai ieftină. Dacă noi ne ocupăm numai de Tudorel Toader și numai de nu știu ce alte lucruri de genul ăsta, nu ne ocupăm de managementul
energiei și în situația asta lucrurile sunt scăpate total de sub control. La energie electrică, la gaze, la cărbune și la lemne. La astea patru. Care toate patru înseamnă de fapt necesarul de energie a populației României. Deci ideea este foarte clară. În România, reglementările care vin în urma legiferării, deci cum se întâmplă treaba? Întâi un partid își face un program de guvernare, programul ăla de înseamnă un ministru, ministru înseamnă propunere de hotărâri de guvern, propunere de lege, așa mai departe, după care există o autoritate de reglementare care le transformă în detalii. Autoritatea noastră de reglementare energie nu se supune ministerului. Nesupunându-se ministerului, face lucrurile pe dos. Controlul care trebuie făcut asupra ANRE-ului revine Parlamentului. Dar dacă domnul Iancu, președintele comisiei care trebuie să facă acest control și a angajat copiii la ANRE, deci ce explicații mai doriți? Că e la logică elementară că se vor scumpi toate datorită scăpării din mână. Uite, eu acum am venit din provincie, că m-am adus postul de unul, mă îmbrac, fac un duș, mă îmbrac și vin în platou, că trebuie să le apărând. Cum am pățit cu legea ușor? Domnule Popescu, vă strig o doamnă! Bună ziua, domnule Popescu, Sarmiza Andronic sunt. Am încercat să vă urmăresc. Aș vrea să-mi spuneți, însă, pe scurt, foarte tranșant, dacă aceste scumpiri sunt justificate. Nu, sunt... Asta era răspunsul pe care noi îl așteptam. Domnul Popescu, stați că acum vă strigă un domn, cred eu. Dom'le, dar cine se bucură, în ghilimele, de această scumpire? În bani, buzunarul cui intră? Banii storci de la oameni. Fiți atenți, Bebe, Bogdan Badea, directorul Hidroelectrica, a tras un semnal de alarmă care pentru noi specialiști e de extremă. A spus, atenție, băieții tăștepți sunt cu ochii pe mine, deja sunt țintă. Am verificat în baza mea de date și, într-adevăr, Hidroelectrica deja e țintă. Deci, o categorie de băieți deștepți îi cunoașteți. Vor reveni și își vor lua Hidroelectrica. Nume și prenume, șmecheri, firme, cine-i băga acolo, cine-i păpușarul, cine-i să umple cu miliarde de euro din fraierii de români care plătesc niște facturi nejustificate? Orice băiat deștept care știe să se orienteze. Reformulez, cum să fac și eu cu băieții de aici și fetele din studio să ne băgăm și noi așa, la cine trebuie să sunăm? Păi luați frumos lista cu întreaga structură și începe să bateți cu telefoanele de fiecare, dar vă trebuie un intermediar care să știe lecția. Și ne trebuie cumva și o umbrelă politică? Umbrela politică mai puțin, pentru că e transnațională treaba, e transpartidică. Grupurile care execută tot felul de influențe prin care lămuresc că e mai bine așa sau altfel, atâta încât ei să iasă în câștig și noi în pietere, sunt transpartidice. Am înțeles. Mulțumesc, domnule Popescu. Da, înțeleg, veniți la Tudor Barbu să explicați cum e cu curentul. Ok, bun. Amândoi oamenii au treabă cu curentul. Îl întrebăm pe expertul financiar Adrian Bența. Bun găsit, domnule Bența. Bună ziua, domnule Labotin. Întrebarea mea este următoare, da? Doar la energie s-a scumpit factura pentru fiecare român între 20 și 30%. Aici vorbesc de mai multe companii, fiecare cu prețul ei. O scumpire total nejustificată. Cum se traduce asta în bugetul românului de rând, în bugetul familiei, având în vedere că și factura la gaze a crescut, și la lemne de foc, și, bineînțeles, prețul cărbunelui? Păi, hai să traducem pentru marea majoritate a cetățenilor. S-a făcut un studiu, factura medie de energie electrică pentru familie obișnuită, adică care nici nu exagerează consum, dar nici n-au prea toate becurile, este de 80 de lei. Atâta este. Cât? Mediofax. 80 de lei. Păi eu plătesc 270 de lei în fiecare lună, domnul Bența. Că ea nici măcar nu trebuie să citească contorul. Și când fac prezumatul ăsta, când îl citesc, mai mi-au vreo 600. Să fie bine, să nu fie rău. Până păi, domnul Avențiu, vă permiteți, na. A, bine, la banii mei știți cum e, că am bani cu cursul care a câștigat la loto, da. Vă rog. Exact. Bun. Deci asta înseamnă undeva la vreo 10-15 lei în plus la fiecare factură. Am spus mai devreme că este un calcul mediu pentru acei cetățeni
care nu își permite să aibă mai mult de un frigider, mai mult de un televizor. Apropo de consumul de energie electrică, s-a făcut un studiu și se pare că la nivel mondial consumul pe gadgeturi, telefoane mobile, încărcătoare, tablete, laptopuri, va depăși, oricum depășește consumul de energie din industria hotelului. Din urmare, și dumneavoastră, dacă aveți mai multe telefoane la încărcat, mai multe tablete, mai multe laptopuri pe care le lăsăm să meargă consumul. Domnul Benza, hai să reformulez întrebarea, că vreau să dau cuvântul și invitațiilor mei pe subiect. O reformulez. Toate măririle salariale de pensii și de ce vreți dumneavoastră și de promisiuni sunt pur și simplu șterse doar de factura la energie electrică? Nu, toate măririle astea sunt șterse de întreaga cost al vieții de zi cu zi, pentru că avem o inflație la toate bunurile, și la prețul la alimente, și la gaze naturale, și la îmbrăcăminte, și la bunurile de folosință îndelungată. Cu alte cuvinte, ca să fim foarte cinici și fiscal, toate aceste creșteri de salarii, de fapt, nu le simți în mod real, fiind dați bani pe cheltuieli. Mulțumesc, domnule Bănța, să aveți o zi bună. Este aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, stimați invitați, cu ce Dumnezeu am greșit noi să fim fraierii pământului ăstuia, pe bune. Deci eu nu consum mai mult ca anul trecut pe vremea asta, dar plătesc mai mult cu 20%, o mărire nejustificată, spun experții în energie, pentru că niște transnaționale, transglobale și transpartidice au hotărât ele cu complicitatea ăstora din România să tragă și pielea de pe român. E foarte simplu. Avem un guvern și o majoritate parlamentară PSD-ALDE. Cu asta am greșit. Avem un guvern care... Păi cu asta am greșit. Nu care stați un pic, haideți să nu vorbim unul peste altul, că așa stricăm toate emisiunile la care mergem. Haideți să o stricăm, bun. Deci avem un guvern care a dat dovadă de lipsă de responsabilitate, vă rog frumos, de lipsă de responsabilitate bugetară fiscală, da? Avem un guvern care a plecat de la o inflație de la aproape zero, care ținea de niște ani de zile, da? Și care ne-a dus la o inflație de 5,1% conform ultimelor estimări. Avem un guvern care a anulat în toate felurile posibile conceptul de predictibilitate fiscală. Da, s-a jucat cu TVA split-ul. Acum ne cere Comisia Europeană să scoatem orice formă de TVA split. Aduceți-vă aminte ce scandal era anul trecut. A mutat contribuțiile după ce cu un an sau doi înainte Liviu Dragnea și cu acoliții săi urlau că, domnule, ce grav e dacă mutăm contribuțiile. Națională, da, 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 exact. Spunea Codrin Ștefănescu lucrul ăsta. Da? S-au jucat, au modificat codul fiscal cu declarațiile, au venit iarăși cu o declarație la mijlocul 2018, declarația unică și așa mai departe. Ăsta este rezultatul, vă spun, antreprenorii de pildă nu mai știu, nu-și pot bugeta investiții. Și vă dau un exemplu. Ca la Balamuc, hai să vorbească toată lumea. Dar ăștia, domnii ăștia, Dumitru Chiriță, Zoltan, Noghi, Bege și Henorel, cum așa-l cheamă? Henorel Florin Soreata, președintele și vicepreședinții de la ANRE pe bani mulți, ăștia nu zic nimic, tac, mâlc. Adică ANRE-ul ăia care, băi, ar sări la gâtul șmecherilor, văd ce vreți să faceți cu românii, că noi suntem instituție, luăm niște 10.000 de euro salariu și ne batem cu voi până la 1, la 1 mergem la masă și ne întoarcem. L-aș întreba pe domnul colegă la PNL, ce au făcut parlamentarii PNL în acest sens, în subordinea Parlamentului fiind acest ANRE. Și întreba de asemenea de ce trebuie întotdeauna să nu vedem pădurea de copaci și anume să nu realizăm că România nu este decât ea însă și noi toți este văzută de toți investitorii care vorbim la nivel internațional, da? Nu vorbim de niște mici companii din România care s-au gândit ei. Acești băieți deștepți despre care se tot vorbește, despre care domnul Badea de la Hidroelectrica vorbește în mod absolut justificat și corect că stau să-l plândească și să revină în joc după ce au fost scoși cu foarte multe dificultăți. De ce refuzăm să vedem că România este văzută exact ca o vacă de mulți? Iar toate aceste lupte interne... De PSD-ALDE, într-adevăr. Asta face este discursul domnului Iohannis, da? În care dumneavoastră spuneți guvernul PSD-ALDE nu este capabil să aibă o președinție. Hop, și apar celelalte puteri și zic imediat toate puterile, vai cât de bine, vai cât de bine este. 5 miliarde, da? De euro fără o investiție. Nu mai spuneți mie de vași de mulți. Și asta faceți fondul suveran. Care au fost de asta investițiile fondul suveran, pe care le-a domnul Ionescu. Guvernul de asta, doamna Firea, cu
Cioloș. Un Consiliu General unde sunteți, nu-i susținut de lei, susținut de PSD. Și guvernul Cioloș, susținut de dumneavoastră ce a făcut. Haideți că prim vicepreședinte, prim viceprim-ministru era domnul Dâncu de la PSD. Haideți să nu ne facem că nu vedem lucrurile. Dar hai să ne amintim un lucru, da? Noastră sunteți consilier general. Doamna Firea, Consiliul General, a transferat către societățile aia 22 pe care le-am ființat peste 400 de milioane de euro. Nu se vede nimic. Guvernul României în 2 ani de zile am promis. Hai să vorbim cu energie, că dacă la Firea, trebuie să ajungem pe la ăla. 5 miliarde de euro. Se uită cetățenii la noi și ne văd cum ne tot certăm pe partide. Să nu ne certăm pe partide. O sigur amănunt. Iona Constantin, Agenția Națională de Reglementare a Energiei, ANRE, da? Și-a bugetat pentru 2018 și își bugetează și pentru 2019 prea frumoasa sumă totală de salarii, da? Care va să zică pe salarii 57 de milioane de lei. Asta înseamnă un salariu net pentru fiecare angajat de 11.000 de lei, adică 2.500 de euro, adică cam egal cu cel de la Romața să trăiți pe această cale. Bine, dar șeful. Șeful are 10.000 de euro la mânuță. Sigur. Ce se întâmplă în toate instituțiile? Cunoaștem un an care nu se întâmplă așa și noi venim acum și spunem că de ce nu țipă băieții ăștia? Dar există vreo instituție în România în care există control, evaluare pe ceva, că tot se vorbea de management mai devreme? Nu. Sunt niște băieți numiți politic. Așa trăim în țara asta de 28 de ani. Acum putem să împărțim sau să aruncăm vina pe un partid sau pe altul. Dar greșeala este de principiu, de modul în care noi facem aceste numiri acolo, deloc transparent, fără criterii de performanță, fără criterii de studii, de profesionali și așa mai departe. Dar lucrurile sunt foarte simple. Facturile astea la energie nu sunt numai facturile pe care le primim în cutia poștală. Nu. Dacă a crescut prețul la energie, a crescut prețul la gaze, avem prețul ridicat la combustibil, cum discutam săptămânile trecute, ce înseamnă? Se scumpesc și alimente, se scumpește orice serviciu în această țară, orice activitate de producție și așa mai departe. Deci resimțim la un nivel mult mai mare. Dar noi stăm și aruncăm vina de la Sarmiza un partid clar. Cu toții la ANRE, așa, salariul mediu lunar este de 2500 de euro în mânuță, da? Domn șef, noi știm doar ultima declarație de avere a fostului șef Havrileț, care în 2016, deci acum 2 ani, lua 10.300 de euro în fiecare lună, în card, că nu putea să-i care acasă, da? Ia domnul Chiriță să trăiesc pe această cale, știți câți consilieri are? Cu salariu minim de 2.500 de euro, 12 bucăți! Bun. Domn Chiriță, cei doi vicepreședinți au și la rândul lor tot 12 bucăți consilieri, țuțări, bă, de ăștia cărători de uliță de noapte de la partide, de la toate partidele, consilier pe banii ăștia, trai nimeacă. Și prostul de român, bă, ți-a luat curentul, ia mai plătește 30 de milioane să te racordăm. Bun, din nou. Mi-ar plăcea foarte tare să nu comentez aceste salarii nesimțite, că este deja o expresie perimată, o știm cu toții, însă, deși mi-ar plăcea să pot să fac lucrul ăsta, mă uit însă în platou și văd oameni de la diferite partide politice și constat cu durere în suflet că de 30 de ani putem să spunem despre un guvern că a fost mai bun sau mai rău, dar niciodată perfect. Și niciodată nu am avut un guvern care să vină și să spună că este în slujba cetățeanului cu adevărat și să facă într-adevăr lucruri în așa fel încât românul să fie cu adevărat. Și îmi cer scuze, Andrei Necea, puteți să spuneți doar atât, of, da? Că luăm publicitate, revenim în câteva minute, mulțumesc. Iată remanierea, ai gata, aproape gata, oameni buni, conform surselor din CEX, alea cărora li s-au luat telefoanele, dar noi aflăm că vorbesc pe alte telefoane despre care dragă nu știe. Iată cine s-a întâmplat. Lia Lucuța Vasilescu este dat afară de la Ministerul Muncii. Știre, nu-i așa? Ha! E înlocuită cu Marius Budăi. Gabriel Leș este noul ministru al apărării în locul domnului Mihai Fifor, în cazul în care domnul Iohannis va semna. Da, va semna. Nicolae Bădălău este la Ministerul Economiei în locul lui Dănuț Andrușcă. Alexandru Petrescu este la Ministerul Comunicațiilor în locul lui domnului Bogdan Cojocaru. Daniel Braz este la Cultură în locul lui George Ivașcu. Și Bogdan Matei la Ministerul Tineretului și Sportului în locul lui Ioanei Bran. Ei, stați, nu plângeți după Olguța Vasilescu, că ea face țuști la gara de nord, la Ministerul Transporturilor, în locul domnului Șova. Despre Ilan Laufer și, atenție, domnul Paul Stănescu se va vota separat pe această cale. Diana Bon este în continuare în Parlament, dar nu mai vorbim cu Diana, că mergem întâi la Ludovic Orban, președintele PNL.
ce decizie ați luat la biroul executiv? Dați-mi voi să fac un scurt comentariu despre remaniere. Se pare că PSD e un izvor nesecat, citez un clasic în viață, fost PSD-ist, de un izvor nesecat de maimuțe și de proști. Actuala remaniere este înlocuirea unor proști și a unor slugi cu alți proști și cu alte slugi. Nu este altceva decât o răfuială între clanurile mafiote din PSD, prin care Dragnea urmărește să-i pedepsească pe baronii răzvrătiți și să-i răsplătească pe baronii care i-au salvat scaunul. Această remaniere nu aduce nimic bun în funcționarea guvernului, nu va face altceva decât să aducă alți incompetenți, alți oameni care n-au nicio legătură cu domeniul de activitate în care își vor desfășura activitatea, care sunt selectați pe unicul criteriu al fidelității, al slugărniciei față de Dragnea și față de baronul care va susține candidatura miniștrilor. Nu pot să nu remarc că această remaniere conține în sine un mesaj pentru pensionari din partea PSD, și anume PSD recunoaște că a eșuat în respectarea promisiunilor către pensionari, pentru că altfel nu pot să înțeleg de ce Olguța Vasilescu dă bir cu fugiții din ministerul pe care l-a condus până acum și de ce abandonează așa zisa reforma pensiilor făcute de PSD în timp ce dezbaterea legii pensiilor este în Parlament. Am luat mai multe decizii. În privința lui Iordache, vom iniția propunerea de sancționare a lui Iordache pentru comportamentul bădărănesc, pentru utilizarea de gesturi obscene în plenul Parlamentului și, în general, pentru atitudinea grobiană, care este contrară civilizației și bunului simț, pe care o manifestă de ceva vreme în activitatea sa politică. Evident că vom solicita, în primul rând, demisia din funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Pe lângă asta, vom solicita sancționarea în conformitate cu prevederile regulamentului. Probabil vom solicita să rămână fără indemnizație o lungă perioadă de timp, că asta e cea mai bună pedeapsă pentru oameni de genul Iordache. Am luat decizia astăzi în biroul executiv al Partidului Național Liberal să atacăm la Curtea Constituțională mai multe acte normative. Vom ataca la Curtea Constituțională legea privind executarea pedepselor, așa numită lege pușcăria în sufragerie, prin care corupții din PSD și ALDE încearcă să-și stabilească un regim de detenție foarte prietenos, adică să poată să-și spășească pedepsele acasă. Deci atacăm la Curtea Constituțională, de asemenea vom ataca la Curtea Constituțională legea privitoare la desecretizarea hotărârii CSAT-ului din 2005, care a considerat corupția ca o amenințare la adresa siguranței naționale și mai ales a declasificării tuturor documentelor subsecvente care au fost emise în urma hotărârii. De asemenea, pregătim atacul la Curtea Constituțională împotriva ordonanței 90 și 92, mai precis a legii de aprobare a ordonanței 90 și 92, în cazul în care și la Senat majoritatea guvernamentală va susține legea de aprobare, aceeași formă pe care au susținut-o la Camera Deputaților majoritatea guvernamentală. De asemenea, vom ataca la Curtea Constituțională neconstituționalitatea hotărârii Parlamentului de numire a cel puțin 5 membri din conducerea Autorității de Supraveghere Financiară, care nu îndeplinesc în mod evident condițiile cerute de lege pentru a ocupa funcțiile de conducere din cadrul ASF-ului. De asemenea, am decis demararea a două campanii extrem de importante. Campania pentru Autostrada Unirii, în care
vrem să mobilizăm opinia publică alături de organizațiile din societatea civilă care susțin acest proiect pentru finanțarea autostrăzii Târgu Mureș-Iași-Ungheni din fonduri europene. De asemenea, am luat decizia de a demara o campanie. Partidul Național Liberal aduce gazul în casele românilor, o campanie de promovare a modificărilor legislative care au fost realizate la propunerea Partidului Național Liberal, modificări legislative care permit autorităților locale să reia procesul de înființare de distribuții de gaz natural și, de asemenea, care permit finanțarea proiectelor de investiții pentru realizarea distribuțiilor de gaz pe raza localității din sumele care vor fi încasate din exploatarea zăcămintelor offshore, în special a zăcământului care este în momentul de față în curs de a începe exploatarea. Vă stau la dispoziție cu răspunsul la întrebări. Pentru că știu că ați avut câțiva colegi, puțin, nu foarte mulți, domnul Florin Roman, domnul Pavel Popescu, care au criticat gestul făcut de Ghinea, asimilar cu al domnului Iordache, același deget, și au spus că ar trebui luate măsuri și împotriva lui Cristian Ghinea. Nu e nicio diferență între ei. Din punctul nostru de vedere, indiferent ce parlamentar se comportă necivilizat, are un comportament neconform cu regulile de bun simț pentru comportamentul public, trebuie sancționat. N-ați făcut atunci un demers în acest sens? Îl faceți acum la pachet? A trecut momentul, ca să înțelegem exact? E cam târziu să revenim asupra gestului, dar prin această decizie pe care am luat-o, vrem să arătăm că dezaprobăm orice astfel de formă de manifestare necivilizată. S-a finalizat termenul de depunerea candidaturilor pentru alegerile locale, cel puțin la orașe și municipii. Ne puteți spune cu ce garnitură veți ataca localele? Sau prea devreme? Deocamdată vă pot spune candidații înscriși la București. Suntem în curs de a primi candidaturile depuse în celelalte municipii reședință de județ și n-aș vrea să dezavantajez colegii de-ai mei care s-au înscris în cursă și despre care încă nu știu. La București s-au înregistrat candidaturile pentru primăria capitalei a domnului vicepreședinte economic al partidului Florin Cățu. Centrum îți aduce din nou mai mult! Formule noi și îmbunătățite, cu mai multă vitamina D, create pentru a susține nevoile tale nutriționale, chiar și după 50 de ani. Noile formule îmbunătățite. Centrum. Te completează. Crăciunul e minunat de fiecare dată, pentru că altfel nici că poate fi. La Lidl ai bresaola feliată la 10,99 lei și unt cu sare de mare la 8,99 lei. Crăciunul tău e din nou de lux. Lidl. Merit să fii surprins. Tusea seacă, febra, congestia nazală, durerea în gât. Bioflu acționează rapid și eficient asupra tuturor simptomelor răcelii și gripei. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă scuip sânge când te speli pe dinți, este posibil să suferi de probleme gingivale și în timp să te îndrepți spre afecțiuni mult mai grave. Parodontax este de 4 ori mai eficientă în îndepărtarea principalei cauze a sângerărilor gingivale. Lasă sângerările gingivale în urmă cu pasta de dinți Parodontax. De ce durează atât de mult parfumul noului Savex? Ah, Fenty Florica, se pare că ai descoperit și dumneata noul Savex Parfum Lock. Și parfumul durează atât de mult? Pentru că are capsule de parfum. Este o tehnologie inovativă care păstrează parfumul în țesătură. Cu fiecare mișcare, capsulele se sparg și parfumul este eliberat. Savex Parfum Lock, cheia care păstrează parfumul pentru mult timp. Barney are o nouă surpriză! Hocus Pocus! Două umplături magice de ciocolată și aromă de alune. Noul Barney Duo. Bucuria descoperirilor. Febră, nas înfundat, durere de cap, Coldrex Max Grip cu triplă acțiune tratează rapid răceala și gripa. Iar noul Coldrex Răceală și Tuse ameliorează cele 7 simptome de răceală și gripă, inclusiv tusea. Ce zici? După
Ce termină aici? Îți cânti ceva la pian? Se vede că știi să faci alegeri bune. Cu Fine Life primești mai mult decât aștepți. Și produse bune și preț bun. Caută produsele Fine Life și în magazinele La Doi Pași. Bilomac Forte, pentru memorie bună și concentrare optimă. Disponibil și în pachetul promoțional Bilomac Forte cu 30 de capsule cadou. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Vino acum în farmaciile Catena și beneficiezi de un preț special la orice produs Bilomag Forte. Încearcă noi Belvita Soft Bakes cu afine. Cops lent cu cereale integrale și afine delicioase. Belvita, energie pentru întreaga dimineață. Dureri în gât? Încearcă Salvia Sept Spray, care ameliorează durerea calmând iritația gâtului. În plus, nanoparticulele de argint reduc dezvoltarea microorganismelor de la nivelul mucoasei gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Gata cu trezitul cu noaptea în cap! La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai cel mai mare Black Friday ever! Ai 1000 de lei reducere la LED Smart 4K HDR Sony cu diagonala de 139 de centimetri, procesor de imagine X1 Extreme și sistem de operare Android la 4999 de lei! Vino în magazinele Media Galaxy și ridică produsul dorit pe loc! Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse! Distracția începe la 2 pași. Pregătește-te pentru invazia zombilor cu Nerf Zombie Strike. Încarcă blasterul, țintește și gata, ai învins! Sau poate preferi o îmbrățișare caldă de la Pinkie Pie și Rainbow Dash. Ponei drăgălași din My Little Pony sunt gata de alintat și iubit. Obține o reducere de 50% pentru aceste jucării cu 10 puncte de loialitate. Primești un punct la fiecare bon fiscal în valoare de minimum 18 lei. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești și cadouri inspirate pentru cei dragi. Cu doar o capsulă de Prostamol 1 zilnic la aceeași oră poți controla problemele urinare cauzate de adenomul de prostată. Treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am revenit, doamnelor și domnilor, poate sunteți curios să spun ce să știți, să aflați ce se mai întâmplă pe la accesul PSD. Nu de alta, dar uite, baba se piaptănă. Nu. Sau țara arde? A, nu, amândouă. Baba se piaptănă și țara arde. Diana Bone ne spune ce s-a mai întâmplat la PSD. Bun găsit, potrivit surselor noastre, în urmă cu puțin timp, socialdemocrații i-au retras încrederea ministrului dezvoltării Paul Stănescu, nu mai ocupă această funcție la, în șefia Ministerului Dezvoltării și de asemenea nu va mai fi nici vicepremier în cabinetul Vioricăi Dăncilă. De altfel, era o mișcare de așteptat pentru că înaintea ședinței Comitetului Executiv al PSD de astăzi a existat chiar o întâlnire a oponenților lui Liviu Dragnea în biroul lui Adrian Zuțuianu. Știm că la această întâlnire au participat mai multe persoane importante din Partidul Social Democrat, fuști semnatari ai scrisorii care cerea în mod cert ca Liviu Dragnea să nu mai conducă Partidul Social Democrat. De altfel, în cazul în care se dorea retragerea, susținerea politică a lui Paul Stănescu și a primarului capitalei Gabriela Firea, socialdemocratii discutaseră în această ședință din această dimineață ca în cursul zilei de astăzi să îi contacteze pe aproximativ 40 de parlamentari din Partidul Social Democrat, cărora se le ceară să își dea demisia, asta ca un semnal de alarmă că nu îl susțin pe liderul PSD Liviu Dragnea. De altfel, această ședință durează de mai bine de 4 ore aici în Parlament. Ne așteptăm din moment în moment la declarații, asta pentru... Diana, mulțumesc pentru detalii. Nu mai am mult timp și vreau să mai comentez cu oamenii ceea ce previzionam și am aflat și eu pe surse. Puciștii, dizidenții, anti-Dragnea ar avea un as în mână, că Andrei Necea, că ai vorbit foarte puțin în emisiunea asta, anume demisiile unor parlamentari între 30 și 40 se vorbește. E o lovitură asta pentru PSD și ALDE? Ar fi o lovitură, căci vom vedea dacă se va materializa în vreun fel sau altul această inițiativă a puciștilor. Dacă s-ar materializa, cu certitudine ar fi o lovitură, pentru că ar șubrezi tocmai acea majoritate parlamentară atât de confortabilă.
responsabile pentru proiectele pe care vor să le inițieze sau pe care vor să le treacă prin Parlament. Mai mult în contextul în care legile justiției sunt în continuare într-o situație extrem de incertă, sprijinul Parlamentului poate să fie decisiv. Dar eu cred că Liviu Dragnea, am încredere în el din acest punct de vedere, cred că va găsi mereu soluții pentru a înnăbuși aceste rebeliuni, pentru care două metode preferate. Fie îi mazilește, adică fie metoda cu forța, fie reușește să-și atragă sau să-i de cumpere, partea asta, sau să-i cumpere, exact. Dar mie îmi place că întotdeauna când există în PSD câte o rebeliune de asta, știi cum pleacă unii avântat la bătaie și când se uită în spate mai rămân 2-3. Nu va pleca nimeni. Sau, mă rog, vor fi foarte puțini, poate 2-3. Să fim serioși, cine își dă demisia din funcția de parlamentar? Sau dumneavoastră vi se pare că acești oameni au o conștiință extraordinară? Dar e demisia din funcția de parlamentar, demisia din PSD. Din PSD, bun, gata, ok, am greșit, din PSD. Nu-i văd făcând această mișcare, în niciun caz nu vorbim de această cifră, 30-40 este imens. Pe de altă parte, mie mi se pare că e o chestiune foarte calculată, nu știu exact încotro merge. Îl ascultam pe domnul Băcanu la începutul emisiunii când spunea că doamna Firea a mirosit că va pleca din, că va fi demisă. Nu a mirosit, domnia sa chiar a spus că știe că asta se va întâmpla. Da? Dacă nu știa, e clar că dacă... Deci domnul Dragnea a avut grijă să se afle toate aceste lucruri, inclusiv chestiunea cu 30-40 de parlamentari. Eu nu cred că domnul Dragnea nu știe această cifră. Mi se pare efectiv ridicolă și nu cred că cineva va pleca din PSD acum în acest moment. Bun, Salin Zadronic, trebuie să vă întrerup. Ceilalți invitați, vă rog, un off general, pentru că atât a fost emisiunea. Mulțumesc pentru prezență. Fac și eu ca reporterii, vom vedea. Sigur că vom vedea ce se întâmplă. În primul rând vom vedea pe Nadia Ciurlin la știrile BNU TV. Noi ne vedem mâine la ora 13 la Tocul 1 pe B1. Toate bune!